Liderul Partidului Moldova Unită critică propunerile Comisiei pentru modificarea Constituției. Vladimir Țurcan a declarat într-o conferință de presă că formațiunea sa a transmis tuturor fracțiunilor parlamentare un proiect de lege care prevede doar modificarea procedurii de alegere a șefului statului. Țurcan este de părere că inițiativele privind modificarea articolelor referitoare la naționalitate, limbă și neutralitate reprezintă un show politic și nu o necesitate. Să punem într-o parte, pe un timp oricare, toate problemele ce sunt de modificarea mai amplă a Constituției. Urmează ca la etapa a doua, când va fi o stabilitate în societate, să ne întoarcem la aceste probleme care astăzi se discută în Comisia Constituțională. În proiectul elaborat de Moldova Unită se optează pentru alegerea președintelui țării cu 52 de voturi, dacă după primele două tururi nu se reușește desemnarea unui șef al statului. Potrivit lui Țurcan, pe această cale merg mai multe țări europene. Noi am făcut referință în notă informativă la practica internațională, așa practica există în mai multe țări Europei, Ungaria, Lituania, Estonia, Grecia, Germania. În aceeași conferință, Țurcan a declarat că va cere Parlamentului și premierului demiterea lui Vitalie Marinuță din funcția de ministru al apărării. Dumnealui deja s-a transformat de la un ministru de apărare, ministrul apărării, într-un reprezentant neoficial a NATO în Republica Moldova. Liderul Partidului Moldova Unită a mai spus că a cerut SIS-ului să verifice activitatea ministrului apărării în perioada când Marinuță era ofițer pentru planificarea politicii militare în comandamentul principal al statului american Florida. Care este efectuată.